Putem începe, da? Sunteți pregătiți? Da. Ok. Ok, in this class we're going to be looking at herbal products made simple. În această prezentare vom vorbi despre plantele făcute sau reduse la plantele făcute într-un mod simplu sau combinate. Employ every faculty. Este nevoie de fiecare facultate. It is not a denial of faith to use such remedies as God has provided to alleviate pain and to aid nature in her work of restoration. Pentru că nu este o negare a credinței să folosești aceste remedii pe care Dumnezeu le-a dat ca să aline durerea și să îmbunătățească această lucrare de restaurare. God approved of using natural remedies. Dumnezeu a spus și a aprobat remediile naturale. You know the case of Hezekiah. Știți despre cazul lui Ezechia? How Isaiah used a fig. Cum Isaia a folosit niște smochine. Poultice to heal Hezekiah. Și a făcut o cataplasmă ca să-l vindece pe Ezechia. We know the case of the man that was born blind. God used mud made from spit to heal him. Și știm cazul acelui orb în care Isus a făcut o tină ca să-l vindece pe acel om. And Naaman, how God used the muddy Jordan of leprosy. Și despre Naaman, cum a folosit acel noroi din Iordan pentru a se curăța de lepră. The Lord has provided an antidote for disease in simple plants. Dumnezeu a pus un antidot pentru împotriva bolilor prin aceste plante. So God is telling us that he has given us a cure for disease in simple plant medicines. Și Dumnezeu ne dă un tratament prin folosirea acestor remedii simple și să le folosim ca medicamente. There are many simple herbs which if our nurses would learn the value of, they could be used in place of drugs. Sunt multe plante simple care dacă surorile noastre le-ar învăța și le-ar ști valoarea, ar putea fi folosite în locul medicamentelor. In second selected message, page 295. În mesaje selectate, volumul 2, pagina 295. So God is not taking drugs from us, he's simply replacing them with natural herbs and remedies. Deci Dumnezeu nu ne ia medicamentele, ci doar le înlocuiește cu ierburi și plante simple. To really understand how herbs work and how to make them work better. Pentru a înțelege cum funcționează aceste plante și cum putem face să funcționeze mai bine. We need to learn how to make them up. Trebuie să știm cum să le facem. The first thing you need to learn is how to make an infusion. Primul lucru care trebuie să-l învățați este să faceți o infuzie. An infusion is nothing but putting the herbs in a pot with a closed lid or top on it. Și nu este altceva decât se pune niște iarbă într-o oală și se pune un capac. Pour hot water over the herbs. Și se pune apă fierbinte peste ierburi. And that's real simple. Și este foarte simplu. And then leave the infused herbs for about 10 minutes. Și se lasă acolo la infuzat 10 minute. Strain it. Se strecoară. And you have just made an infusion. Și tocmai a făcut o infuzie. And that's all it is. You do it every time you make tea. Și acest lucru îl faci de fiecare dată când faci ceai. An infusion will not last. They will spoil and go bad. Și infuzia nu strică plantele, ci they will ferment. If you set them up. You have to take it out. What? You have to keep an infusion in the refrigerator because it'll go bad. Trebuie să ținem această infuzie la frigider pentru că altfel va fermenta.
Another technique is called decoction. Altă tehnică se numește decoctul. This method involves boiling the herbs for a long time. Această metodă implică fierberea plantelor pentru mai mult timp. To extract the nutrients out of the herbs. Pentru a extrage nutrienții din plante. Place the herbs in a pot. Pune ierburile într-o oală. And add cold water. Și adaugă apă rece peste aceste plante. Add cold water. Add herbs into the cold water. Și plantele în apa rece. Do not put the herbs in hot boiling water. Nu pune ierburile în apă care fierbe. This is a mistake that a lot of people make. Aceasta este o greșeală pe care o fac mulți oameni. Herbs are alive. Plantele sunt vii. This dried herbs are in a dormant stage, but they are alive. Iar plantele uscate sunt într-o fază de adormire, dar sunt vii. And then you bring the cold water to a slow boil. Apoi fierbe această apă rece. And let it continue to stay in the hot water for about an hour. Fierbe această apă la foc încet timp de o oră. You should try to reduce the volume by one third. Și se water. Yes, și se până se reduce volumul apei la un sfert. Now, la trei sferturi. A decoction going to be stronger than an infusion. Un decoct este mai puternic decât o infuzie. O treime, scuze, la o treime. Strain your herbs. Strecoară plantele. Put them in a teacup or pitcher. Și pune-o într-o cană de ceai. Place it in a cool place. Și lasă să stea într-un loc răcoros. A decoction will go bad if you don't keep it in a cool place. Și acest decoct se va strica dacă nu îl ții la un loc rece. And there also you can make a tincture. Apoi puteți face o tinctură. Tinctures will preserve your herbs so that they will not ferment, not go bad. Această tinctură va conserva plantele ca să nu se strice. Cut your fresh and dried plants and put them in a clean container. Taie aceste ierburi proaspete și uscate și pune-le într-un recipient. You can use vodka. Poți să folosești vodka. 50% vodka. 50% vodka. And about 50% water. Și 50% apă. And you can just let it set. Și o lași să stea. The longer you let it set. Cu cât mai mult o lași să stea. The stronger your tincture will be. Va deveni tot mai puternică. That's an alcoholic tincture. Acesta este o tinctură alcoolică. But you don't want your patients to drink alcohol. Dar nu vrei ca pacienții tăi să consume alcool. So you need to extract the alcohol out of the tincture. Așa că va trebui să extragi alcoolul din această tinctură. And by boiling the tincture. Și fierbând această tinctură. You will reduce the volume again by one third. Îi vei reduce volumul din nou la o treime. All the alcohol will evaporate out of it, or most of it will evaporate out of it. Și aproape tot alcoolul se va evapora. Alcohol will evaporate before water boils. Alcoolul se va evapora înainte ca apa să fiarbă. Now, do we understand that? Înțelegem asta. So after you make your 50% vodka, dacă pui 50% vodka, 50% water, 50% apă, in a container with your herbs, într-un recipient cu plantele, you let it set. Lași să stea. Then when you get ready to remove the alcohol, și atunci când te pregătești să elimini alcoolul, put it back on the heat, pune-o din nou pe foc, and then they let it reduce it by one third,
Și lasă să se evapore din nou la o treime. As it began to boil, și când va începe să fiarbă, the alcohol will evaporate. Alcoolul este evaporat. Alcohol evaporates before water boils. Alcoolul se evaporă înainte ca apa să fiarbă. So the minute you see your tea begin to bubble, atunci când vezi că acest ceai începe să facă bule, the alcohol is being removed out of it. Deja alcoolul este evaporat. The only problem is when you do that, singura problemă este că atunci când faci acest lucru, your tincture will spoil unless you keep it in a cool place. Această tinctură se va deteriora dacă nu o ții într-un loc rece. Now, what if you want to keep your tincture from spoiling because you want to make a product out of it? Și cum poți să faci ca această tinctură să nu se strice pentru că tu vrei să faci ceva cu ea? And you've just made this alcohol tincture. Și tocmai ai făcut această tinctură cu alcool. And you evaporated the alcohol out of it. I-a evaporat alcoolul din ea. But you want to make it where to set on the shelf without going bad. Set on the table without going bad. Dar vrei să o pui pe masă și să nu se strice. Now you need to learn how to make a syrup. Acum veți învăța cum să faceți un sirop. You can take your tincture that you pull the alcohol out of. Și luați această tinctură din care a scos alcoolul. And you can put it in a syrup. Make a syrup. Excuse me, make a syrup and put your herbs in the syrup. Și faci un sirop și pui aceste plante în sirop. Here's some of the things you can make a syrup out of. Și așa poți să faci un sirop. Honey? Să ia niște miere. Blackstrap molasses. Melasă neagră. Fructose. Fructoză. Vinegar. Oțet. Maple syrup. Oțet, sirop de arțar. And there are many others. Și altele. How did you know that these different molasses and honey will preserve your herbs and your herbs will not go bad? Cum știi că aceste lucruri îți va conserva plantele și nu se vor strica? If you open up a jar of honey, dacă deschizi un borcan cu miere, a blackstrap molasses, sau melasă neagră, a maple syrup, sau sirop de arțar, you take the top off of it. Iei capacul. It could sit on the table for months. Poate să stea pe masă luni de zile. It will not spoil. Și nu se va strica. That means it's a natural preservative. Adică acest lucru înseamnă că sunt niște conservanți naturali. The Egyptians used to mummify their bodies with honey. Egiptenii obișnuiau să-și mumifice corpurile cu miere. Because when they mummified human bodies with honey, atunci când le mumificau cu miere, the bodies would not rot. Corpul nu putrezea. You can take a rat and drop him in a quart jar, a liter of honey. A what? A mouse, a rat. Poți să iei un șoarece și să-l pui într-un borcan cu miere. And he will sit in that honey and will not rot. Și va sta în această miere și nu va putrezi. Honey is a preservative. Așa că mierea este un conservant. Let's look at some more things we can do to make a syrup out of. Și ne vom uita acum cum se face acest sirop. Once again, it's honey, and there are many different types of honey. Sunt mai multe tipuri de miere. Blackstrap molasses is my favorite. Această melasă neagră este preferata mea. To make an herbal tonic with a syrup. Să faci un tonic din plante sau un sirop. You simply add your herbs that you made a decoction or an infusion out of. Iei niște plante care le-ai făcut în prealabil tinctură sau infuzie. Add it to your blackstrap molasses. Le adaugi la această melasă neagră. Your honey. Miere. And you boil it. Și le fierbi. How much honey? How much? Well, how much would determine on how much you want to make. Cât de mult, aceasta în funcție de cât dorești să faci. And it determines on how strong you want your tincture, your extract to be. Și în funcție de cât de concentrată vrei să fie această tinctură.
So if you want it to be real strong, dacă vrei să fie foarte concentrată, you're going to have to use more of your decoction or your infusion. Trebuie să folosești mai mult din tinctură sau din infuzie. Then how do you make your decoction infusion stronger? Și acum cum putem să facem tinctura sau infuzia mai puternică? You simply, after you make your decoction or your infusion, după ce faci acest decoct sau infuzie, you strain it. Îl strecori. You add some fresh herbs, some more fresh herbs in that. Mai adaugi plante proaspete acolo. You put it on the heat. Le pui la încălzit. Then, once you have made it again, you strain it, you throw it away. Le strecori din nou, le arunci. You get some more herbs and you add into the same liquid, same decoction and infusion. Keep doing that until you get it really strong. Și iei alte plante proaspete și reiei procesul acesta de câteva ori până când este foarte concentrat. Do we understand that? Am înțeles? Okay. Now that no. is, you don't understand that. Okay, let's do it again. Din nou. Okay. We, you know how to make a decoction and an infusion, right? Deci știm cum să facem o infuzie și un decoct. And I told you that the decoction and infusion will spoil, it will go bad if you leave it setting out. Și am înțeles că dacă lăsăm acest decoct sau infuzie și o lăsăm așa cum este, se va strica. But we want to make it really strong, like dar acum vrem să facem mai puternică, mai concentrată. Like, say, peppermint or eucalyptus. Ca și menta sau eucaliptul. You make a cup of peppermint tea and it's not that strong. Faci un ceai din mentă și nu este prea puternic. How can you make that peppermint tea 3 or 4 times stronger? Cum poți să faci acest ceai de mentă de 3 sau 4 ori mai puternic? You take 3 tablespoons of peppermint. Iei 3 linguri de mentă. Then put that in a half a liter water. Îl pui în jumătate de litru de apă. It's a nice peppermint tea. Este un ceai bun de mentă. But you want to make it stronger. Dar vrei să faci și mai puternic. You strain it. Îl strecori. You throw away the old peppermint leaves. Și arunci plantele vechi. Put 3 more tablespoons of peppermint. Și pui încă 3 linguri de mentă. In that same peppermint tea that you had made previously. În același ceai de la început. You boil it. Îl fierbi. You strain it. Îl strecori. Throw it away. Arunci. Get your 3 more tablespoons of peppermint tea and put it into the same tea that you made. Iei alte 3 linguri de mentă și le pui în același ceai. Each time you do that, your peppermint will get stronger and stronger. De fiecare dată acest ceai de mentă va fi tot mai concentrat. Once it's as strong as you want it to be, atunci când este destul de concentrat la așa cum ți-ai dorit tu, now you want to make sure it won't go bad or ferment. Ne asigurăm că nu va fermenta. You choose a syrup. Și iei un sirop. So if I was going to make a peppermint tincture, și dacă vreau să fac o tinctură de mentă, I would not use blackstrap molasses. Nu voi folosi melasă neagră. Because blackstrap molasses is too strong. It'll take away from the flavor. Pentru că are o aromă prea puternică și va lua din aroma mentei. I would use a real mild honey. Eu voi folosi o miere mai slabă, mai fără aromă. Maybe a mild maple syrup. Și niște sirop de arțar. And I will boil my peppermint extract into the honey. Și apoi fierb acest ceai de mentă în miere. And then I will boil it until it becomes a thick syrup. Și îl fierb până devine un sirop mai gros. Then I will simply strain it. Apoi îl strecor. Pour it in a bottle. Se pune într-o sticlă. Put a lid on it. Se pune capacul. And I've just made a real strong peppermint syrup. Și tocmai am făcut un sirop foarte puternic de mentă. And it will not go bad. Și nu se va strica. So now what can I use that peppermint syrup for? Așa că la ce pot folosi acest sirop de mentă? I can make me peppermint cough drops. Pot să fac niște sirop pentru tuse.
All I need to do to make my peppermint cough drops is I could take my peppermint syrup that I've just made. Iau acest sirop pe care tocmai l-am făcut de mentă. Boil it real hot. It's just boiling all up real hot. Și îl fierb ca să până este foarte foarte cald. Take me a spoonful of it. Iau o lingură din el. Drop it in some crushed ice water. Și îl pun în apă foarte foarte rece. When it hit the crushed ice water, it will crystallize. Cu gheață spartă în ea. Și când atinge această apă cu gheață, se va cristaliza. And make a cough drop. Și am făcut drop. You know cough drops. Okay. Și am făcut niște bomboane de tusă. And you just take a spoon, pick it up, put it in the pan. Și iau o lingură din aceasta și o pun pe farfurie. And you, that's how you make a cough drop. Și așa am făcut niște bomboane de tuse. Okay. So there's a lot of things I can make from this. Și sunt multe lucruri care le pot face din acest amestec. Let's go through another syrup. Acum alt sirop. Lemon syrup. Sirop de lămâie. So now I can take some fresh lemons. Iau niște lămâi proaspete. And I can take the juice the fresh lemons. Iau sucul de la aceste lămâi. I can take the lemon peelings. Și iau coaja de la lămâie. After I finish juicing the lemon, după ce am terminat de stors lămâia, I can dry out, put the lemon peelings in the oven and dry them out. Pun această coajă de lămâie în cuptor și le las să se usuce. Then I can grind those peelings up to a powder. Și apoi mărunțesc această coajă până la până ajunge să fie o pudră. Then I could take the powder and the lemon juice and add it to my honey. Apoi iau pudra de coajă de lămâie, o pun și sucul de la lămâie și o pun în miere. If I didn't want to use honey, I could use I could take one quart of my lemon juice and my lemon powder mixed together. I could take 1 liter. Dacă nu vreau să pun I could take 1 liter of my lemon juice. Pot să iau un litru din acest suc de lămâie. And my lemon peelings that I made a powder out of. Și cojile din care am făcut o pudră. And then I will mix that 1 pound of fructose. Și dacă nu vreau să pun miere, pot să pun 450 de grame de fructoză în loc de miere. And I will boil that in the fructose until it got become real thick. Și o fierb în fructoză până devine groasă. And once it's real thick, then I would have a lemon syrup. Și când este groasă, a devenit un sirop de lămâie. Now I can use that for cooking. I can use that for a number of things that I need a lemon flavor. Și poți să folosești la gătit sau la alte produse unde ai nevoie de aromă de lămâie. So if I want to make a lemon cake, sau dacă vreau să fac un tort de lămâie, I can use this as a lemon flavor. Pot să pun acest sirop pentru a da o aromă de lămâie. You can use it in cooking. Poți să-l folosești la gătit. Okay. Another one is. Înțeles? They have to be careful about the peel, you know, because it's not good for eating. Yeah, the organic peelings. Just get organic, the organic peelings, you can use them. I wouldn't get just a regular peeling out of the store. Nu orice lămâi cu orice coajă, ci să fie organică. We use orange peelings and grapefruit peelings and lemon peelings in a lot of treatments of certain diseases. Noi folosim coajă de lămâie, de grefui, de portocale, dar trebuie să fie organice. Have you ever heard of bitter melon? Ați auzit de castravete amar? Well, that's what. Yeah, you make your own bitter melon. Puteți să vă faceți propriul vostru castravete amar. Okay, now let's go through another one. A hot infusion. O să vă spun. Acum vom face o infuzie fierbinte.
A hot infusion can be used for massage oils, creams and ointments. Această infuzie poate fi folosită pentru ulei de masaj, creme și alifii. And the way you make a hot infusion is that you take your herbs, put them in a double boiler. A double pan. You repeat, please. Please. Okay, to make it your Say it again. To make a hot oil infusion. Să faci o infuzie fierbinte de ulei. You can use a hot oil infusion for massage oils, yeah, creams and ointments. Deci se poate folosi pentru masaje, creme și alifii. You place your herbs in a double pot, a double boiler. Two pots on top of each other. Pui aceste plante într-o oală care fierbe la aburi. The bottom pot would have water in it. Și această oală va avea apă. And the top pot will have oil and your herbs in it. Și oala de deasupra, acolo în oala de deasupra pui plantele. Deci oala aceea specială pentru a fierbe la aburi. Sau să aveți două oale una peste alta. Deci în oala de jos punem apa, în oala de sus punem plantele cu uleiul în ele. Deci să fie două oale una peste alta, nu cu găuri. Da. Ca să stea uleiul cu plantele în oala de sus. Așteptați. Ok. So, you put the herbs with the oil? Yes. And you heat it, put it on the heat and you cook it in this double pan. Și dai drumul la aragaz și le fierbi în această oală dublă. You're going to cook it for about 3 hours. Le fierbi 3 ore. What oil? The herb and the oil in the pot. What oil? Whatever oil you choose. Orice ulei. I mean, it's up to you. You are just making a base substance here. If you want to use olive oil, if you want to use vegetable oil. Ulei de măsline sau alt ulei vegetal. It's totally up to you. Okay, so remember now, all this is a base ingredients. Toate acestea sunt niște ingrediente de bază. You must create a base ingredients before you can make many products from that. Și din această bază putem să facem mai multe produse. Every product begins with a base ingredient. Fiecare produs începe cu un ingredient de bază. So you cook it for about 3 hours. Le fierbem 3 ore. Then you strain it. Apoi se strecoară. And you put it in a container. Și se pune într-un recipient. You press all the oil and the herbs out into a container. So you strain the water. The oil and the herbs. Deci uleiul cu plantele care le-ați fiert în oala de deasupra se strecoară. Okay, now let me, because I've got a feeling y'all not connecting with me. Yeah. Have you ever cooked steamed greens without putting the water, vegetables without putting it in the water? Ați fiert vreodată niște legume fără să le puneți în apă? You use two pots. Sunt două oale una peste double alta. Pot. With holes in it? No, it don't have holes in it. But the steamer has holes. Yes. Deci acum vă explică. This type of pan do not have holes in it. I'm not cooking it with the steam. Just two regular pots. Two regular pots. Deci două oale simple. Le punem una peste alta, fără găuri. Da. Ok, așteptați că vă spune. The heat will cook it. Dar căldura, fără să ajungă aburi în oala de deasupra, va găti acel ulei cu plantele. And it will heat it up and the oil will get hot and it will cook the herbs. Și uleiul va fierbe și va găti plantele. And it will extract the nutrients out of the herbs without even the water touching it. Și fără ca apa să le atingă, va extrage nutrienții din acele plante. În ulei. Când fierbe apa.
It's going to be cooking for about 3 hours, so you can see it's going to be on heat a long time. Și va fierbe timp de 3 ore, așa că va fi la căldură mult timp. Now that you cooked it for about 3 hours, dacă le fierbeți 3 ore, you take the herbs and the oil and you strain that. Iei apoi acel ulei cu plantele și le strecori. There's no water in these herbs. Nu există apă acolo. It's just the oil and the herbs. Doar ulei și plante. You strain the herbs or the oil out of the herbs. Și strecori uleiul din plante. See how it looked right here on this picture? Vedeți cum arată acolo în poză? You strain it out into a container. Îl strecori într-un borcan. Then you place it in a jar. Apoi, deci îl pui într-un recipient și apoi îl pui într-un borcanel. That's your hot infusion. Și aceasta este infuzia fierbinte. Now, if you want to make a massage oil out of this, dacă vrei să faci un ulei de masaj din asta, because this is not a product, this is just a base ingredient. Nu este un produs final, ci doar ingredientul de bază. Let's say I want to make a lavender, a massage oil out of this. Și să spunem că vrem să facem un ulei de lavandă pentru masaj. I put just a little lavender in that oil. Și în acest ulei pe care l-am făcut, punem niște lavandă. Now I have a what? A lavender massage oil. Și acum am un ulei de masaj din lavandă. If I wanted to make a lip balm, dacă vreau să fac un balsam de buze, I could add some beeswax. Pot să pun niște ceară de albine. And a little coconut oil in it. Și un pic de ulei de cocos în el. And I could make me a lip balm out of it. Și așa rezultă un balsam de buze. So you can do a lot of things with this. Și poți face multe lucruri cu asta. Let's look at a cold infusion. Să ne uităm acum la o infuzie rece. It's a lot simpler to get this when you actually see it being done. Este mult mai simplu atunci când vedem practic. But this is a real simple one and a real good one here. Dar aceasta o veți înțelege pentru că este simplă și foarte bună. Take about a 1 liter glass jar. Deci infuzia rece. Se ia un borcan de 1 litru. Pack it up with, with oregano. Se umple cu oregano. In one jar. Într-un borcan. Garlic in another jar. În alt borcan usturoi. What is another season? I'm slipping my mind. But let's just say oregano, garlic in one jar. Different jars. Deci în două borcane, punem într-unul oregano și în celălalt usturoi. And then pour your vegetable oil on top of the herbs. Și peste acest oregano turnăm ulei vegetal. Fill the jars up with vegetable oil. Și umplem borcanul cu ulei. Put a lid on it. Punem capacul. Let it set. Lăsăm să stea. The longer you let it set. Cu cât îl lași mai mult să stea, the stronger it would be. Va fi tot mai puternic. Now you set that in your window sill. Dacă o pui la geam, where the sun would shine on it. Unde poate să bată soarele pe ea. You don't have to heat this up. Nu mai trebuie să-l încălzești. And now when you check it, say 2 or 3 weeks later. După 2-3 săptămâni când îl verifici, you have your olive oil. Ai uleiul de măsline. Infusion. Ai o infuzie de ulei de măsline. You have your oregano infusion. Și o infuzie de oregano. Any herb you want. Sau orice altă plantă vrei. Now let's say I want to make a salad dressing. Să spunem că vrem să facem un dressing pentru salată. I could take a portion of my oregano and my garlic and mix them together. Vreau să voi lua o porție din usturoi și din oregano. Now I'm making my product. Și acum o să fac acest produs. I could take me some tofu. Iau niște tofu. Put it in a blender. Pun în blender. Pour a little garlic oil in there, a little oregano oil in there, and some seasons. Și pun uleiul rezultat din borcanul cu usturoi și uleiul rezultat din borcanul cu oregano. I liquefy that. Și îl amestec. And so I made a very crude salad dressing.
Și am făcut astfel un dressing pentru salată. Now y'all know about how to mix things together. I'm just telling you the concept of doing it. Vă spun doar un principiu după care să faceți aceste lucruri. That's a cold infusion. Aceasta este o infuzie rece. Ați înțeles? One of the easiest thing in the world is to make a garlic oil cold infusion. Cel mai simplu lucru din lume este să faceți o infuzie rece din ulei. Take a glass jar. Ia un borcan de sticlă. Fill it up with chopped garlic. Și umple-l cu usturoi tocat. Fill that jar with chopped garlic with olive oil. Și umple acel borcan cu ulei de măsline. Let it set for a few weeks. Lasă-l să stea câteva săptămâni. Press out the garlic out of the olive oil. Și presează acest usturoi în uleiul de măsline. Now you have a very strong garlic oil. And strain it. Very strong. And strain the garlic. And strain it. Și se strecoară usturoiul din acest ulei, rămâne doar uleiul fără pulpa de usturoi și ați făcut astfel o infuzie de usturoi. Now, the most important thing to remember in this concept. Cel mai important lucru pe care trebuie să ne-l amintim în acest concept is that you never mix your garlic, your onions, your rosemary, you never mix them together. Este că nu amestecăm mai multe plante, usturoi cu rozmarin, cu ceapă, doar un singur produs într-un borcan. You make them all in separate jars. Și le facem în borcane separate. And there's a reason for that. Și este un motiv pentru asta. Once you make them up in all separate jars, odată ce le faci în borcane separate, then you can take an ounce of the garlic oil. Poți să iei 30 de mililitri de ulei de măsline, ulei de măsline cu usturoi. Half ounce of oregano oil. 15 mililitri de ulei de oregano. Half ounce of the onion oil. 15 mililitri de ulei de ceapă. And you mix it all together. Și le amesteci. That makes it more standardized. Și îl face mai stabil. See, because if you try to mix the garlic and the onions and oregano in one jar, dacă pui usturoiul și ceapa și altceva într-un borcan, the strength would not be consistent. Puterea nu va fi așa de consistentă. So what a person has said, well, I bought some garlic oil from you and today it's not as strong as it was yesterday. O persoană poate să spună că am cumpărat de la tine ulei de usturoi și nu este așa de puternic cum a fost ieri. But if you make them all separate, dar dacă le iei și le pui, le faci separat and then mix them, și apoi le amesteci, it will maintain a consistent strength all the time. Va menține aceeași aromă și aceeași concentrație pentru mai mult timp. Do we understand that? Am înțeles? Okay. Y'all cooks, y'all ought to know. Sunteți bucătărese, știu că trebuie să înțelegeți. Eu nu știu să gătesc. Okay, now let's see how to make her. Y'all get too tired, I can stop. Y'all tired, you want sunteți some more. Sunteți obosiți, vreți să... Okay. Okay. Let's see how to make her cream. Cum să facem o cremă? A cream is a mixture of water, fats, or oils. Sau o emulsie. Emulsia este o mixtură dintre apă și ulei. Now, oil and fats do not naturally mix together. In water. In water. Uleiul și apa în mod natural nu se amestecă. So you know what happens if you mix oil and water together, right? They're going to separate. Deci știți ce se întâmplă atunci când amestecăm apa cu uleiul? Se separă. So to make a cream, you got to make the oil and fats stay together. Așa că pentru a face o cremă trebuie să facem în așa fel încât apa și uleiul să stea împreună. And you got to get something and you got to what? Și trebuie homogenize it. Tot să omogenizezi în continuu. You understand that? Înțelegeți. You cooks, cooks understand. Sunteți bucătari, trebuie să înțelegeți. Okay, but that's the way you make a cream. Așa faci o cremă. So you whip it up, keep whipping it and beating it until your water and fat will bond together. Tot amesteci până aceste grăsimi și apa se vor amesteca. So and another way you can do it is that you take
You melt your fats and water in a bowl over a pan of hot boiling water. Ce poți face este să să topești grăsimea și apa într-un bol pe care îl pui deasupra unei oale cu apă care fierbe. I like to take my water and my fats and a little beeswax. Iau apa și grăsimea și un pic de ceară de albine. And I cook that and cook that until I melt all of them together. Și le fierb, le gătesc până când se vor topi împreună. Then when I take it out, after I beat it up, I take it out and I'm going to get a cream out of it. Și după ce am terminat și le-am bătut bine, fac o cremă din ele. A good way that you can test this, if for those people that want to learn how to do this. Cum puteți verifica și cum puteți face acest lucru pentru cei care vor să-l facă? Get you about 1 ounce of coconut oil. Să ia 30 de grame de ulei de cocos. Or any type of vegetable fat. Sau orice altă grăsime vegetală. I don't want the vegetable oil. You need a fat, like a, you know, grease. Sau orice altă grăsime, orice ulei. If you use coconut oil, don't melt it to a liquid. Keep it stiff. Dacă iei ulei de cocos, nu-l topi până când este lichid, ci ia-l așa cum este. Keep dropping a little water, about a half a teaspoon of water in it, and keep beating it. Și tot adaugă câte jumătate de lingură sau linguriță în el și tot îl bați, îl amesteci. And you keep beating it and adding a little water to it, it's going to get real fluffy and creamy. Și dacă tot adaugi câte un pic de apă și bați, va deveni pufos, ca o cremă. It's going to look like whipped cream. Va deveni ca frișca. It's going to make a real soft hand cream. Și va fi o cremă de mâini foarte fină. Then you can take a few drops of rosemary, a rose, drop it in there, and you got a really velvet soft hand cream. Și poți adaugi câteva picături de rozmarin sau altceva și ai deja o cremă foarte bună pentru mâini. We always demonstrate that so you can get an idea how you can make these creams real easy. And once you understand the concept, then you can be very creative with it. Și vrem să demonstrăm acest lucru ca să puteți să-l faceți și voi mai departe și să fiți și creativi. The next one is an ointment. Balsam. An ointment has no water in it. Balsamul nu are apă în el. But it's only contained oils and fats. Balsam sau alifie, deci nu are apă, ci are grăsimi. Ointments are suitable for skin problems. Și sunt potrivite pentru probleme ale pielii. Ointments are used to just really lay on top of your skin. Sunt folosite pentru a fi puse pe piele. And the another double pan. Luăm din nou această oală dublă. Melt the beeswax. Se topește ceara de albine. And fats together. Și grăsimea împreună. And a double boil. Într-o oală dublă. Cook this for about 2 hours. Și se fierbe 2 ore. And also I failed to mention, put your herbs in there also. Și apoi peste această grăsime și ceară punem și ierburile. So in your beeswax and your fat and your herbs, cook it for about 2 hours. Și aceste trei se fierb 2 ore împreună. Until your herbs look almost burnt, they're going to look crisp. Deci luăm această oală cu apa jos, deasupra punem ceara, uleiul și ierburile. Se fierbe 2 ore până devine ca o crustă, aproape arse. Okay, let's take a look at this picture. See how the herbs look burnt? Vedeți cum aceste ierburi par arse? Because you've cooked them to where they almost like you've burnt them. Pentru că le-ai gătit aproape că le-ai ars. Then you strain it. Apoi se strecoară. You strain it out the oil out of the herbs. Și strecori
uleiul din plante, deci îl extragi din plante. And you put it in a jar. Deci se separă uleiul de plante și se pune într-un borcan. What's going to happen to that oil and that beeswax once it cools down? Ce se întâmplă cu acest ulei și ceara de albine când se răcește? It's going to get stiff and somewhat hard, right? Se întărește chiar tare. That's an ointment. Acesta este o cremă. It has no smell. Nu are miros. It has no medical properties. Nu are proprietăți medicinale. It's just a base ingredient. Este doar un ingredient de bază. Now, what can I do with that to convert that into a product that I can use as a product I want to, you know, put on the market to sell? Și cum pot să transform acest ingredient de bază în ceva în care pot să îl vând? I could put my tinctures that I made. Pot să pun tinctura pe care am făcut-o înainte. If I made a peppermint tincture. Dacă am făcut o tinctură de mentă. Rosemary, eucalyptus. Sau rozmarin sau eucalipt. I could add some of that to my ointment. Pot să adaug un pic dintre acelea în această cremă. So now when I smell it. Și când o miros. I got a eucalyptus, rosemary, whatever ointment. Am o cremă de rozmarin sau altceva. That's how they do it. Așa se face. So when you go and buy an ointment in the store, când mergi și cumperi această cremă din magazin, they have to make a base product. Out of this base product, I could make 20 or 30 different products from it. Aceasta este o bază și din ea se poate face 30 de produse. I mean, I can pick 10 different herbs. Pot să iau 10 plante diferite. That I made a tincture out of. Din care fac tintură. And I could take one of those tinctures and add it to this ointment. One rosemary, one eucalyptus, one peppermint. Și atunci din fiecare în fiecare borcan pun câte o aromă, câte o tinctură. I have all those different ointments. Rozmarin sau mentă și am câte un borcan din fiecare din fiecare. Okay. What kind of herbs you put as base? It depends on your product you want to make. Depinde de produsul pe care vrei să-l faci. Deci okay. Ce plante punem când fierbem? Now, just think about now what type of ointment would you buy? Give me an example of what ointment you would buy. Ce fel de cremă ai cumpăra? Dă-mi un exemplu. For the face. Okay, but what? Okay, you want a face ointment, but what do you want it to be? You want it to be a smell good, smell medicine like? Cum vrei să fie, să miroase? Have you ever bought an ointment? Să miroase bine, să aibă un miros de medicamente? Okay. Let's just say that you want to make chickweed. You know chickweed. Să spunem că vrem să facem rocoină. We're going to make a chickweed ointment. Un unguent din rocoină. So I would make me a tincture out of chickweed. Fac o tinctură din rocoină. Add it to my ointment I just made. Îl adaug la această cremă pe care am făcut-o. Let it set. Lăsăm să stea. And now when I rub it on my skin, I have a chickweed ointment. Și când o pun pe piele, am o cremă de rocoină. So it doesn't matter whatever herb you want to use for your particular problem, you can add it to this base ingredients and make hundreds of different products from this one base. Deci nu contează pentru ce vrei să faci, ci poți să pui ce vrei în această bază și ai pentru sute de probleme. And my last one is, what if you want to make a rose? You want your ointment to smell like rose. Dacă vrei ca această cremă să miroase a trandafiri, you take the same base ointment. Iei această cremă, bază. Put a rose extract in it. Pui un extract de trandafiri acolo. Once it's set up, you rub it on, you got rose. Și gata, ai făcut această cremă de trandafiri. Let me give you this last quick thing, and this won't tire you out right here. Și mai am un mic lucru să spun rapid. And I'm hoping I can demonstrate this. Și aș vrea să demonstrăm acest lucru. How many of you familiar with essential oils and tinctures? Cât sunteți familiarizați cu tincturile și de uleiurile esențiale și tincturile?
How would you like to make your own essential oils and tincture business out of just, I said, let's say, what is 1 ounce of a lavender cost you here? V-ar plăcea să aveți propria afacere cu uleiuri? Hai să luăm un exemplu. 1 ounce of lavender. De un extract din lavandă, 30 de mililitri. Can you give me an idea about what 1 ounce of lavender in a little bottle would cost? Puteți da exemplu cât costă acest ulei esențial de lavandă într-un borcanaș mic? It depends on the brand. Okay, hypothetically. Ipotetic. Hypothetically. Let's just say it costs $10. Să spunem că costă $10. Let's say it costs $10. I go to the store, I buy me a $10 bottle of lavender. Și merg la magazin și cumpăr un borcanel de lavandă cu $10. I smell it, it smells good and strong. Îl miros și miroase bine și puternic. I'm gonna show you a trick. Și acum vă voi arăta o șmecherie. I'm gonna turn this 1 ounce $10 lavender to 10 bottles. Această sticluță de 30 de mililitri de ulei esențial de lavandă o voi transforma în 10 sticluțe. I give me some water in a jar. Îmi dai o apă într-un pahar. I put me some DMSO in a jar. Pun niște DMSO în acel borcan. I'm gonna make me 10 bottles of this here that I paid $10 for. Și vor rezulta 10 sticluțe pe care am dat de fapt $10. So I simply give me 5 ounces of water. Deci îmi dați 150 de mililitri de apă. 45 ounces of DMSO. 120-150 de mililitri de DMSO. I pour this 1 ounce into it. Și adaug această sticluță de 30 de mililitri în ea. Guess what happened to that 5 ounces of water and 5 ounces of DMSO? Și ce se va întâmpla cu acea apă și cu acel DMSO? It will convert my 1 ounce I paid $10 to enough to make 10 bottles like this. Va converti această sticluță de 30 de mililitri pe care am dat $10 în alte 10 sticluțe. Then I turn around and tell you to pick out which one is the original one. Și apoi le amestec și te pun să îmi spui care este cel original. You will not be able to tell which one was the original one. Și nu ți vei da seama, nu vei putea spune care este cel original. Because DMSO is 10 times stronger than that tincture. Pentru că DMSO-ul este de 10 ori mai puternic decât acea tinctură sau ulei. So that means that I can make me a 90% profit. Pot să spun că am un profit de 90%. Okay. What? The DMSO is going to amplify the qualities or right. All only the quantities? It amplifies the quality, the absorption, because DMSO is a solvent. It's going to penetrate. It's not alcohol. It's water soluble. Va so amplifica, deci se mențin și proprietățile și și mirosul. Pentru că DMSO este un solvent care face ca acel ulei să intre în piele. So you could take $100, invested $100 worth of tinctures here. Investești $100 în această tinctură. And you're going to make 10 times what you put in it. Și faci de 10 ori mai mult. If you made $100 off this, you're going to make $1,000 off $100. Și apoi vei face $1,000 cu investiție de $100. Haideți să ne oprim pentru că ar fi trebuit la 11:30 să începem următorul seminar. Okay. Și consultați. You want to say something? Vă invit ca să cântăm o cântare și să încheiem cu o rugăciune. Înainte ca să cântăm, până ce Alina va merge la pian, vom împărți imediat după ce încheiem, vom împărți bilețele din nou și veți fi întrebările care aveți legate de prezentarea aceasta.